Bucuria sărbătorii nașterii Domnului a fost vestită ieri seară unui număr de 250 de părinți și copii din Ucraina, refugiați din calea războiului. Sărbarea de Crăciun a fost organizată la Centrul de Evenimente Agora de către Departamentul Provita al Arhiepiscopiei Iașilor, în parteneriat cu iDrom și Fundația Icar. Zeci de familii din Ucraina care au trecut în ultimele luni frontiera cu România pentru a părăsi zonele de conflict au participat la o sărbare de Crăciun în care colindele pentru cei mici și buna dispoziție nu au lipsit. Am reușit să strângem cadouri pentru 150 de copilași și părinților, împreună cu Fundația Icar, Asociația iDrom și Mitropolia Moldovei și Bucovinei, plus Fundația CNRR. Ne-am dat cu toții mâinile, încercând să aducem un pic de bucurie în sufletele lor. De când a început acest conflict, noi am încercat atât prin programele aflate în Mitropolie, cât și cu asociațiile partenere, să asistăm acești beneficiari, acești refugiați, începând cu intrarea în România, prin punctele vamale care se învecinează cu județul, cu arhiepiscopia noastră, cât și în oraș sau în orașele apropiate de Iași. Avem conexiuni cu autoritățile, direct cu beneficiarii. Avem translatori de limba rusă și ucraineană care sunt pe grupuri de WhatsApp, de Instagram ale refugiaților ucraineni și zic eu că reușim să ajungem cu informații la mai toți beneficiarii care se află în zona noastră și încercăm să-i ajutăm fiecare dintre ONG-uri, asociații, biserică, cu ce poate fiecare. Și dacă noi avem ceva, ajutăm. Dacă nu avem, îi redirecționăm către alte ONG-uri care îi pot ajuta. La sărbare a fost prezentă și Carina, o tânără mamă din Odessa care și-a exprimat mulțumirea pentru ajutorul primit, precum și pentru ospitalitatea cu care a fost întâmpinată aici, în România. Vreau să aduc o recunoștință profundă din partea tuturor ucrainenilor care se află în România, pentru că ne-au oferit o casă, au oferit copiilor noștri o sărbătoare de Crăciun, după tot prin ce am trecut noi, să vezi ochii copilului tău că sunt fericiți. Pentru noi aceasta reprezintă fericirea. Spre final, după ce publicul a fost colindat, copiii au primit cadouri și dulciuri din partea lui Moș Crăciun. Conform estimărilor oferite de Poliția de Frontieră, până la jumătatea lunii decembrie, peste 3 milioane de cetățeni ucraineni au intrat în România, iar de aici o bună parte s-au îndreptat spre țările europene vestice.